Salut, bună, doamnelor și domnișoarelor, bună seara, domnilor, bună seara și bun venit la Dincolo de Sport. Astăzi vom încerca să trecem dincolo de toate sporturile și vom merge într-o zonă mai puțin cunoscută a peisajului sportiv, și anume la învățământul superior de specialitate. Poate că vă veți întreba ce rost are să vorbim despre învățământul superior de specialitate. Ei bine, vă promit că veți afla în cele ce urmează care este rolul și importanța acestui învățământ în, așa cum spuneam, peisajul sportiv național și nu numai. Și cu cine puteam să vorbim mai bine și mai la obiect decât cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din Cluj-Napoca, domnul Leon Gomboș, domnule conferențiar, doctor, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Intrăm direct în problemă, fără alte multe introduceri, și am să vă întreb care este rolul acestei instituții într-un context al sportului românesc sau unor astfel de instituții cum sunt Facultățile de Educație Fizică și Sport. Unde se așează ele în această mare familie a sportului românesc? Acum, dacă vorbim despre instituția noastră ca facultate, noi avem o menire extraordinară, aceea de a da societății trei categorii de oameni. Încercăm noi cât mai bine pregătiți. Este vorba despre profesorii de educație fizică, cei care lucrează la baza piramidei. Este vorba despre kinetoterapeuți, cei care se ocupă cu, așa cum știm, cu recuperarea după anumite traume. Și dacă vorbim despre performanța sportivă și înaltă performanță, este vorba despre antrenorii, viitorii antrenori care vor lucra la toate eșalonele performanței sportive. Să înțeleg că de aici, din Facultatea de Educație Fizică și Sport, ies specialiști. Da? În ce măsură acești specialiști sunt pregătiți? Vorbesc de antrenori acum, pentru că acolo lucrurile sunt un pic mai sensibile. În ce măsură antrenorii care ies din Facultatea de Educație Fizică și Sport sunt mai buni, mai puțin buni sau la fel de buni cu cei care ies din școlile de antrenori? Întrebarea pe care mi-ați adresat-o este una deosebit de sensibilă. Dacă o să-i întrebați pe cei de la școala de antrenori de la București, vor spune că ei pregătesc foarte bine antrenorii și eu nu contest acest lucru. Însă cred totuși că ceea ce se face în învățământul superior de specialitate, de profil, este un lucru bine făcut. Acum, categorică sunt facultăți care lucrează mai bine, unele mai puțin bine. Ceea ce încercăm noi să facem este să dăm posibilitatea absolvenților noștri care vor deveni antrenori să aibă un bagaj de cunoștințe suficient pentru începerea unei cariere în antrenorat, indiferent de ramura sportivă în care ei se specializează. Ar fi însă o bună bucată de timp pe care, 3 ani, nu? Pe care un fost sportiv, un tânăr viitor antrenor îi petrece în această instituție. Probabil că mulți dintre ei nu vor să piardă atâta vreme. Am văzut cazuri în sportul românesc în care chiar fără licență mai antrenează pe aici, pe acolo. Cu atât mai puțin să-și dorească un titlu universitar, un titlu de absolvent al unei facultăți. Ce i-ar face pe ei să vină și să acceseze cursurile și să se pregătească în acest mod științific, evident, pentru că vorbim de o instituție de învățământ superior? Să încercăm să nu ne amăgim. Un antrenor nu se formează în 3 ani la nivel licență, nici măcar cu încă 2 ani de masterat și poate nici în școala doctorală. Un antrenor se formează în timp, în timp îndelungat. Eu aș asocia meseria de antrenor celei de medic, care trebuie să fie la curent tot timpul cu tot ce apare nou în domeniul său. Și meseria de dascăl, prin excelență, are această menire. Însă, dacă vorbim de antrenorat, absolvenții noștri au posibilitatea să studieze o serie de discipline cu colegi de-ai mei, cadre didactice foarte bine pregătite,
care le dau posibilitatea să învețe ce înseamnă teoria și metodica antrenamentului sportiv, ce înseamnă fiziologia efortului sportiv, ce înseamnă planificare în domeniul respectiv, ce înseamnă tainele disciplinei sportive pe care o aleg ca specializare, au foarte multe posibilități de a face practică de specialitate și în așa fel încât la terminarea studiilor de licență în care studenții de la sport și performanță motrică obțin competența de antrenor, ei pot să activeze cu succes și avem suficiente cazuri în sportul, nu pot să-i spun de performanță, pentru că performanța apare mult mai târziu, dar în ceea ce înseamnă inițierea copiilor în sport. Bineînțeles că ulterior ei participă la tot felul de cursuri de perfecționare, sunt instruiți sau se autoinstruiesc și se dezvoltă ca în orice ramură a vieții. Aș vrea să vorbim puțin despre o meserie care la un moment dat pare a fi pe cale de dispariție. Să sperăm că nu va fi așa. Este vorba de profesorii de educație fizică. Scade în permanență numărul orelor de educație fizică din programă. Nici nu știu unde mai pot scădea, pentru că în momentul de față este la vreo oră pe săptămână sau așa ceva. În ce măsură cei care sunt absolvenți ai acestor cursuri, ai Facultății de Educație Fizică și Sport, își găsesc loc în acea zonă a învățământului și mai ales, cum credeți că s-ar putea face pentru ca ei să capete o pondere mai importantă? Este pregătirea lor importantă și suficientă la un moment dat pentru ca educația fizică în toate zonele educației naționale să se dezvolte? Acum, rolul profesorului de educație fizică, deși în societate paradoxal este lăsat un pic sau marginalizat, chiar și când, altele. Chiar și când erau două ore pe săptămână sau trei ore de educație fizică, educația fizică era privită ca o materie și profesorul de educație fizică era oarecum, poate e un cuvânt cam tare, era oarecum marginalizat. Adică dumneata vezi de giubuș lucrurile și tumbele dumitale, noi suntem aici cu chestii serioase. Este un fenomen care s-a dezvoltat în timp. Și nu s-a dezvoltat bine pentru că acea sintagmă pe care o folosim mulți dintre noi sau cel puțin o cunoaștem mulți, minte sănătoasă în corp sănătos, noi ne-am ocupat foarte mult de minte, nu neapărat foarte bine întotdeauna și am neglijat corpul. Acel ambalaj care are menirea să susțină mintea sănătoasă. Acum, absolvenții noștri, profesorii de educație fizică, eu deja am o vârstă, nu mai sunt chiar așa de tânăr și de vreo 15 ani merg prin țară la inspecțiile de gradul 1 și văd absolvenți de-ai noștri cu care efectiv mă mândresc pentru că sunt apreciați la cel mai înalt nivel de colegilor, de comunitatea locală, de conducerea școlilor în care noi ne ducem la astfel de inspecții și credeți-ne că avem experiență să vedem când laudele respective sunt de complezență sau când sunt bazate pe realitate. Acum, eu am o vorbă, omul sfințește locul, vorba nu este a mea, este arhicunoscută. Depinde de persoana respectivă cât își respectă statutul de dascăl, de profesor, de formator, însă cu bucurie spun profesorul de educație fizică, în marea majoritate sunt cei mai îndrăgiți profesori dintr-o instituție de învățământ. Și nu degeaba, pe bună dreptate, pentru că ei oferă elevilor ceea ce cred ar trebui să le placă foarte tare, și anume mișcarea. Întrebarea este dacă profesorii de educație fizică sunt specializați sau au capacitatea de a crea echipe sau de a antrena mini-sportivi, de a-i îndemna undeva la jocuri sportive, la sporturi individuale. Pe vremuri, sau cu nu foarte mult timp în urmă, cam fiecare profesor de educație fizică avea cel puțin o pasiune, dacă nu era specializat într-un sport, și acolo vedeai, în școala cu tare se făcea gimnastică, dincolo se făcea un pic de atletism, dincolo se făcea un pic de volei, de handbal și așa mai departe.
Ceea ce spuneți dumneavoastră a fost valabil, din păcate nu mai este acum valabil. După apariția sistemului Bologna, cu care nu știu câtă lume care ne privește este familiarizată. Nu, poate ne spuneți nostru, câteva cuvinte despre el ca să le înțelegem. Absolventul de educație fizică, care la terminarea studiului primea dubla competență de profesor și de antrenor într-o ramură sportivă, acum primește ori competența de profesor de educație fizică, ori competența de antrenor, pentru că programul de învățământ este diferit. Avem programul de educație fizică și sportivă, ce dă competența de profesor, și programul de sport și performanță motrică, ce dă competența de antrenor. Însă, dacă am început să discutăm despre performanța sportivă, de o bună perioadă de timp, în facultatea noastră se petrec niște lucruri bune și cred eu chiar foarte bune în ceea ce privește viitorul acestor absolvenți. În ce sens? Noi suntem niște oameni privilegiați. Avem la Cluj cel mai frumos parc sportiv din România, unic de fapt, prin grija Universității Babeș-Bolyai și a celorlalte universități la un moment dat. Numai de mult de acum 3 ani de zile a fost un proiect de reamenajare a parcului în care a costat aproape 6 milioane de euro. Parcul arată superb, deci avem infrastructura, baza materială foarte, foarte bună. Avem un corp profesoral bun, cu oază de excelență chiar, pentru că sunt unii colegi care au lucrat în performanța sportivă, sunt antrenori emeriți, au fost antrenori la loturile naționale, diferite categorii pe ramuri sportive. Ce ne mai lipsește? Metodă, cunoaștere. Și noi încercăm acum, prin tot ceea ce facem, să oferim studenților posibilități de instruire moderne, să accesăm informații nu numai din cărțile de specialitate care se găsesc în România, ci din tot ceea ce înseamnă performanța sportivă la nivel european și mondial. Ați atins un punct asupra căruia vreau să insistăm puțin aici, și anume excelența în sport. Și aș trece spre o zonă pe care aș vrea să o lămurim și asupra căreia să ne oprim un pic mai mult, și anume legătura între performanța sportivă, între cluburi, între echipe, între formațiile sportive și Facultatea de Educație Fizică și Sport. Știu că ați avut o serie de evenimente, din punctul meu de vedere, extraordinare, și cred că vor aprecia și telespectatorii acest lucru. Întâlniri la nivel de handbal, am omis să spun că dumneavoastră sunteți antrenor de handbal, ați fost jucător de handbal, specializarea dumneavoastră este handbalul. Poate că nu întâmplător, ați avut vizite, hai să-i spunem, la cel mai înalt nivel în facultate și o prezență pe care vă rog să o devoalați aici. A fost destul de puțin mediatizată această prezență la Cluj-Napoca a unui mare, mare antrenor. Da. Îmi face deosebită plăcere să anunț colaborarea cu persoana respectivă, o să-i dau imediat numele. Faptul că nu a fost mediatizat foarte puternic acest lucru se datorează și modestiei dânsului pe de-o parte și faptul că în mediul academic treburile trebuie făcute bine, cu rânduială, și mai puțin cu tamtam, cu televiziune, cu presă, care caută subiecte de un alt nivel, nu neapărat de interesul pe care îl au studenții sau cadrele didactice din facultate. Acum, dacă mi-ați ridicat mingea la fileu, chiar să spunem dacă sunt, pe pivot. Sau mi-ați pasat pe pivot, vreau să împărtășesc dumneavoastră și telespectatorilor faptul că noi ne-am propus de o bună perioadă de timp să aducem specialiști din țară și din străinătate de la care avem de învățat. Anul trecut am avut ocazia fericită să-l cunosc pe Xavi Pascual Fuertes. Dacă lumea nu știe, este antrenorul echipei de handbal FC Barcelona, așa se cheamă clubul. Cu e mare echipă. FC Barcelona, da. Multiplă câștigătoare de Liga Campionilor. El, ca antrenor, a câștigat de 2 ori Liga Campionilor. De anul trecut, Xavi Pascual Fuertes este și antrenorul lotului național masculin al României. Și nu numai, este și antrenorul coordonator al loturilor naționale. Prin bunăvoința federației respectivă a domnului președinte Dedu, am avut posibilitatea să stabilim o întâlnire cu dânsul.
anul trecut, o acțiune pe care am făcut-o cu studenții noștri. El a manifestat o deschidere fantastică spre studenți, spre mediul academic, se bucură să împărtășească din experiența dânsului și stând la o cafea, am pus bazele unei colaborări de lungă durată. Ieri, dânsul a fost prezent în facultatea noastră și a susținut o prelegere pe tema factorilor care condiționează obținerea performanței în sport. A fost de un succes extraordinar, s-a terminat cu aplauze la scenă deschisă, parcă eram la teatru. Atât modalitatea de prezentare, cât mai ales calitatea informațiilor. Da, să ne spuneți, este un orator, este un tip ferbecător când vorbește de la tribună. Este... Are și el, am înțeles, un antecedent sau educativ. Dânsul este și profesor universitar doctor, este cadru didactic la Universitatea din Barcelona. Acum a făcut o mică întrerupere, pentru că fiind și antrenor al echipei FC Barcelona și al lotului național al României, nu putea să facă trei lucruri foarte bine. Face doar două și sunt convins că le face foarte bine, pentru că a demonstrat prin rezultatele pe care le obține. Este un tip atipic, plin de șarm și de o valoare inestimabilă. Mie mi-a răsturnat sistemul de valori. În mare parte, tot ceea ce gândeam eu despre performanța sportivă a trebuit să-mi schimb modalitatea de abordare. Aș vrea să îl introducem în discuția noastră și îi mulțumim pentru că a acceptat invitația la emisiune pe domnul președinte al Federației Române de Handbal, domnul Alexandru Dedu. Bine ați venit, domnule Dedu, la TVR Cluj. Bine ați revenit, mai bine spus, pentru că nu de mult ne-am mai întâlnit în acest cadru. Bună seara! Vorbeam cu domnul decan Leon Gomboș despre această prezență a lui Xavi Pascual la Cluj-Napoca, despre faptul că domnia sa a acceptat să ofere studenților și am înțeles nu numai câteva din experiențele domniei sale, câteva din cunoștințele pe care le are. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule președinte, această legătură între facultățile de educație fizică și sport și performanța sportivă reală, cluburi, federații și așa mai departe, cum se realizează în momentul de față? Este această prezență a domnului Xavi Pascual una, o floricică cu care ar trebui să înceapă primăvara? Eu cred că trebuie să ne întoarcem la rădăcinile școlarizării și cu atât mai mult la partea universitară. De ce o facem? O facem ca să avem performanțe, să facem oameni, să creștem oameni care să aibă performanțe într-un domeniu. Ori oamenii ăștia nu pot să se perfecționeze dacă nu sunt la curent cu ceea ce se întâmplă cel mai bine și mai frumos în domeniul respectiv. Și atunci, această legătură între un antrenor, după mine, al celei mai bune echipe de handbal de club din lume și mediul universitar, nu trebuie să fie o întâmplare, trebuie să fie o constantă. Fiindcă numai așa viitorii noștri profesioniști pot să performeze. Iată că prin această relație pe care ați stabilit-o cu Facultatea de Educație Fizică din Cluj-Napoca, ați reușit practic să împrumutați puțin pe domnul Xavi Pascual în zona academică, cu care de altfel domnia sa este obișnuit, nu este străin de această lume. Dacă aveți în plan sau dacă aveți solicitări și din alte părți ale României sau din alte zone ale pregătirii sportive pentru astfel de conferințe și dacă vă gândiți să extindeți poate și la alte nume mari din handbal. Xavi Pascual, chiar înainte de a fi antrenor echipei naționale, a avut câteva legături cu România, a venit în România, s-a dus în Baia Mare, a ținut un colocviu, are legături de ceva timp cu clubul din Odorhei și clubul din Turda, îi ajută, văd că are o afinitate pentru România, are
prieteni buni în România, așa că toate aceste lucruri nu sunt o întâmplare. Ce pot eu să vă spun este că, dacă spun doar că îmi place, nu, ador implicarea lui în tot ceea ce înseamnă sport și handbal în România. Faptul că răspunde prezent la toate solicitările și încearcă să împărtășească din cunoștințele lui este mai mult decât lăudabil, ținând cont de această dispoziție a lui. Eu sunt ferm hotărât să o exploatez la maxim. El este deja creat strategia până la nivel de mini-handbal pentru următorii, cred eu, 8 ani. Vreau ca tot handbalul românesc să joace același lucru, să pasul de la o generație la alta să fie normal, progresiv. Iar trecerea, mă refer la echipele naționale, de la echipa națională de cadeți până la echipa mare, să fie foarte ușor de făcut. Așa că Xavi Pascual, în ăștia 4 ani cât va fi alături de noi, are niște obiective destul de mărețe și am spus deja, fără să mă ferez de dimensiunea cuvintelor, i-am spus: Paschi, tu acum faci istorie. A râs, dar eu știu că așa acest lucru se va întâmpla. Nu pot decât să vă felicit, domnule Alexandru Dedu, pentru acest extraordinar transfer pe care l-ați realizat în handbalul românesc, în handbalul masculin. Mai sunt și altele. Poate acesta este cel mai important sau unul dintre cele mai importante. Știu că nu aveți foarte mult timp la dispoziție, așa încât vă mulțumesc în acest moment pentru intervenția în emisiunea noastră. Vă doresc, evident, succese în continuare și aprecierile noastre merg în direcția eforturilor pe care le faceți pentru dezvoltarea handbalului. Vă mulțumesc, o seară bună! Domnul Alexandru Dedu a reușit să aducă un antrenor de mare nume în handbalul românesc și iată, prin personalitatea sa, Xavi Pascual ne arată cam cum ar trebui să se comporte mari antrenori. Așa este. Aș vrea să comentez puțin afirmația domnului Dedu, care poate părea puțin bombastică, însă eu cred că ea se bazează pe ceva foarte solid. Xavi Pascual la ora actuală scrie istorie în handbalul românesc și s-ar putea să scrie istorie în sportul de performanță românesc. Și când afirm acest lucru, mă bazez pe faptul că odată el a confirmat la cel mai înalt nivel câștigarea Ligii Campionilor în handbal este un lucru care nu apare întâmplător. Cunoscându-l și urmărind prelegerile pe care le-a avut în fața studenților noștri, ne-am dat seama că avem mult de lucru. Mult de lucru. În discuțiile particulare pe care le-am avut cu dânsul, ne spune așa: aveți talent extraordinar. Aveți bază materială destul de bună, infrastructură. Ce lipsește? La o săptămână după ce a venit în România, dânsul a fost capabil să facă o radiografie a sportului de performanță românesc și a spus: vă lipsește organizarea, vă lipsește asumarea răspunderii, lucruri cu care eu sunt total de acord. În prelegerea de ieri, dânsul spune așa: pot să înțeleg orice unui sportiv, pot să accept orice greșeală, o greșeală care mă duce la pierderea titlului național sau unui meci foarte important. Însă un lucru nu-l negociez niciodată, cu atitudinea. Atitudinea nu se negociază. Ori noi, este o sintagmă în care noi spunem de multe ori, la televizor, în presă, pe stradă, la o cafea, trebuie să lucrăm la mentalitate. Dacă ne referim la mentalitate, ne referim la mentalitatea altora, nu la a noastră. Fiecare dintre noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Ori mentalitatea transpusă în sportul de performanță se cheamă atitudine. Atitudine pentru muncă, pentru sacrificiu, pentru colaborare, pentru a obține niște performanțe pe care tu ți le propui, nu neapărat clubul. Ori la ora actuală, sportivul român este
nu vreau să jignesc, pentru că avem sportivi minunați, dar mulți dintre ei sunt aproape niște mimoze, care așteaptă foarte mult și eu spun acest lucru din dublă calitate, și de fost sportiv, și de fost antrenor, și acum, sau triplă calitate, profesor. Nu avem voie să-l atingem cu nimica pe sportiv, trebuie să-i dăm totul și să așteptăm oareși ce de la el. Ori sportivul trebuie să fie conștient că tot ceea ce face trebuie să facă la un potențial de 100%, o face pentru el, pentru echipa și pentru clubul la care își desfășoară activitatea. Aici e chestia de atitudine. Mijloacele pe care le avem țin de competența antrenorilor pe care le alegem. Dar în parte de organizare, începând de la manager, președinte de club, președinte de secție, pe urmă întregul staff, avem foarte, foarte multe de învățat. Din păcate, nu prea știm să lucrăm în echipă, cu mici excepții, iar faptul că apelăm la oameni din străinătate, să știți că nu este o întâmplare. Din păcate, acum eu am început să devin un pic patetic. Din păcate, noi trăim încă sub gloria trecutului. Gloria trecutului, care a fost cândva și am păstrat și metodele de pregătire, avem oarecare autosuficiență. Nu vă ascund faptul că la un moment dat cineva m-a întrebat că de ce e nevoie să vină Ciabi Pascual să ne învețe pe noi. Da, era una din întrebările pe care vreau să vă adresez. De fapt, noi am învățat pe spaniol handbal acum 40 de, mult, de ani. De mult, de păi tot. Uite de ce. Pentru că noi suntem în lumea a treia a handbalului. Încercăm să pătrundem, acum am pătruns în lumea a doua și încercăm să facem pasul spre handbalul adevărat. Și Spania este acolo în top. Este în top ca națională, este în top, a fost în top cu două echipe în urmă cu câțiva ani, cu Barcelona și cu Atletico Madrid sau Real Madrid. Acum, din păcate, acea echipă a dispărut. Realul, da, au și alte echipe. Ei au învățat de la noi, nu le-a fost rușine. Noi avem rezerve să învățăm de la ei. Când spun noi, mă refer la noi ca nație sau ca noi cei implicați în sportul de performanță. Însă exclud Facultatea de Educație Fizică din Cluj și sunt convins că și alți colegi din țară au aceleași gânduri ca și noi, poate n-au șansa pe care o avem noi. Noi vrem să învățăm de la cei mai buni și să dăm posibilitatea studenților noștri să vadă ce înseamnă marea performanță și, dacă este posibil, să îi învățăm câțiva pași pentru a ajunge la această mare performanță. Cu observația că avem și noi antrenori buni, poate că le lipsește acel puțin ca să devină foarte buni, cu speranța că legăturile dintre Facultatea de Educație Fizică și Sport și sportul de performanță, cluburi, sporturi individuale și așa mai departe, se va întări, pentru că este nevoie ca antrenorii și sportivii să beneficieze de un anumit bagaj teoretic care să-i sprijine în activitatea lor. La fel, Facultatea de Educație Fizică și Sport poate contribui cu acest bagaj teoretic, dar poate să întregească pregătirea sportivilor și a antrenorilor. Rămânem cu promisiunea că vom continua această discuție într-o altă ediție, o ediție în care ne vom referi de această dată la aceste legături între Facultatea de Educație Fizică și Sport și sportul de performanță din România. Vă mulțumesc, domnule conferențiar universitar dr. Leon Gomboș, pentru participarea la emisiune. Dragi prieteni, rămâneți alături de noi, pentru că programul nostru merge mai departe. Avem un reportaj surpriză. Veți vedea după acest reportaj cum se pot îmbina o pasiune și cu încă o pasiune total diferite, cum se pot îmbina într-o manifestare sportivă. Rămâneți alături de noi! Concursul s-a desfășurat pe mai multe categorii în funcție de numărul de câini care trage o sanie. Anul acesta s-au înscris 6 atelaje cu 2 câini, 5 atelaje cu 4 câini și 2 atelaje trase de 8 câini. E primul eveniment de genul ăsta în zona Transilvaniei.
Este un sport practicat foarte mult în țările nordice, să zic, și la noi în țară se practică foarte mult în Secui, Memborse, Harghita, Tușna, de zona de acolo se practică foarte mult, practic, cam de la mijlocul lui ianuarie până la început de martie, să zic, în fiecare weekend este câte un concurs. Nu sunt mulți care practică acest sport, dar cei pasionați vor să-l dezvolte și în țara noastră. Printre ei și Răzvan, care recunoaște că acesta este un hobby costisitor. Pe lângă întreținerea câinilor, prețul unei sănii pleacă de la 500 de euro și poate ajunge până la 4000 de euro. Este costisitor, dar în momentul în care iubește animalul și face parte din familia ta, nu mai contează cât costă sau ce costuri de întreținere are. Și trebuie să iei câinii și apoi să începi să te antrenezi, să mergi, să alergi mult. Eu cu doi la deal nu prea pot stau numai pe sani. Nu doar concurenții și câinii s-au bucurat de această competiție, ci și turiștii, unii dintre ei veniți de la mulți kilometri distanță. Interesant și mi se pare o inițiativă bună. Și cred că e o idee bună, mai ales și pentru copii, că sunt aer liber, interacționează și cu animalele și chiar mi se pare foarte interesant. N-am mai văzut așa pe viu, numai chiar la televizor și din filme. Ce-ți place la concursul ăsta? Pentru că e cu câini și sunt rase pe care nu le-am mai văzut niciodată, în afară de husky. Competiția s-a desfășurat în satul Bălcești, comuna Beliș, din județul Cluj. Turiștii veniți în număr mare s-au putut desfăta cu un guiaș secuiesc autentic și pentru ca gerul să nu fie prea aspru, s-au încălzit cu pălinca ardelenească sau cu un pahar de vin fiert. Îmi vine să spun, dragi prieteni, că avem doi invitați. Și este adevărat, avem doi invitați, dar veți observa că, de fapt, cei doi invitați au venit și cu alți doi. E adevărat, doi necuvântători. Și vă promiteam să observăm împreună legătura dintre pasiunile unui medic veterinar și pasiunile unui sportiv. Un sportiv și un medic veterinar și-au dat mâna și au inventat prima competiție de sănii trase de câini în România. E așa? Paul Chetreanu și Mircea Tăuțan, bine ați venit în studio cu cei doi invitați. Da, cu Cuba surpriză, și cu Charlie. Da. Cuba și cu Charlie. Cum ați ajuns la să vă uniți eforturile pentru un astfel de demers? Mulți dintre sportivi, ai jucat basket atâta vreme, da. Mulți dintre sportivi se orientează spre cariere de antrenor, spre domenii da, am conexe. Am cochetat și cu antrenoratul la un moment dat, dar eu m-am reorientat cumva pe psihologie de primă intenție și ulterior cu ei doi băi. Gata. Și ulterior cu ei doi am fost toate la Lacul Roșu cu Mircea, n-am organizat chiar primul concurs din România, ele se organizează. Mă! Au găsit ceva sub masă. Gata. Gata. Cuba, Charlie. Ușurel. Gata, ce-i cu voi? Ce-ați pățit? Gata. Cuba, gata. Gata. Da, i-am liniștit, dragi telespectatori, să sperăm că... Zi tu, Mircea, un pic. Da. Mircea Tăuțan, medic veterinar. Aventura a început undeva prin 2005-2006 pentru cei mai vechi pasionați de acest sport. Noi am fost în 2013 la primul concurs ca și spectatori împreună și venind acasă, Paul spuse că noi nu putem organiza un concurs. Paul, putem face o împărțire de sarcini inegală, el să se ocupe de sponsor și de partea de promovare, eu să mă ocup de traseu, de contactat concurenți și adunat lumea. Așa am reușit să facem două ediții a Cupei Beliș și anul trecut, în toamnă, a fost a treia ediție de atelaje cu roți în Parcul Mare și mai nou în Dealul Feleacului. Hai cu băieți. Da, se întâmplă câteodată să nu fie zăpadă și atunci înlocuiți săniile cu... Clima noastră cam așa e, că nu poți să faci numai zăpadă, faci și roți, un fel de antrenament pentru iarnă.
E mai puțin spectaculos sportul cu roți, dar sunt mai multe categorii și câinii parcă mai dornici să tragă la roți. Îi ajut un pic mai mult cu pedalele. Da, bănuiesc că se întâmplă sportul acesta din pură pasiune. Cred că așa se întâmplă cu cei care iubesc câinii, iubesc mișcarea. Aș vrea să-i liniștim, dragi prieteni, să-i liniștim pe iubitorii de animale, de companie, pe iubitorii de căței și să le spunem că acestor câini le place să alerge. Da, cumva ei genetic sunt construiți așa, rasele nordice, husky-ul, câinele de Groenlanda, malamutul de Alaska și samoezii, cumva pentru asta au fost construiți, să zic așa, din punct de vedere genetic, și sunt și studii făcute care arată că le crește zona de endorfine ulterior ce practică acest sport. E un răspuns pe care trebuia să mi-l dea medicul veterinar. De ce? Dar el e psihologul. Eu sunt psihologul cu endorfinele și cu asta. Da. Ce căței avem aici? Acești doi samoeze, Cuba și Charlie. Practic, Charlie puiuțul lui Cuba. Și de aia se tot mâre că el tot timpul vrea să domine, că simte că pentru Cuba că el e mascul. Amândoi sunt masculi. Da? Da, dar cumva Cuba e cel alfa, să zic, după mine, bineînțeles. Și Charlie nu vrea să recunoască. Și Charlie nu vrea să se lase dominat, ci tot timpul încearcă să cucerească cumva teritoriul și să se lupte pentru el. Cât de greu este să educi un câine să își urmeze până la urmă un instinct, dar totuși bănuiesc că trebuie educat într-un anumit fel pentru a trage la sanie într-o anumită direcție, nu? Uh-huh. Mie mi se pare ciudat că ar trebui să tragă în toate direcțiile, fiecare să meargă după pisica lui. Câinii cumva pot primi și înțelege foarte multe comenzi. Adică la nivel de a trage la sanie în sine nu e un proces foarte greu, să zic așa. Deci având în instinctualitate acest lucru, cumva, cum le-ai pus hamurile, deja încep să tragă numai o răbdare. Natural. Natural, da. Și asta cu comenzile prin exercițiu, stânga-dreapta, să zic, și stop cam. Astea sunt comenzile. Aș vrea să revenim puțin la aceste concursuri, pentru că sunt convins că mulți dintre telespectatorii noștri fie doresc să participe, fie doresc să afle mai multe despre ce trebuie să ai, ce trebuie să faci ca să intri în această lume a concurenților cu sănii trase de cai. De câini. De câini, iertați-mă, da. Trebuie cel puțin doi câini nordici ca să particip la cel mai mic atelaj. Cu doi câini există trebuie să... categorii? Da, în funcție de numărul de câini și de rase. Charlie. De exemplu, husky este o categorie aparte față de malamut, samoyed și câine de Groenlanda. Ei sunt considerați viteziștii câinilor nordici, ceilalți sunt un pic mai lenți, dar cu disponibilitate cu la forță efort mai mare. Bănesc, da. Deci minim doi câini nordici, o sanie sau un atelaj cu roți. Sunt aceste atelaje, săniile sunt construite special, au caracteristici speciale sau pot fi, știu eu... Sunt și confecționate din lemn, pot fi și confecționate personal, dar sunt și firme care fac aceste sănii din materiale mai ușoare, să zic așa, să le fie câinilor mai ușor să tragă. E ciudat că și, nu se... Și specific pentru ele, să zic așa, ai o frână mare și una mică la sanie, să zic așa, și un sac. Nu știu ce au astăzi. Da, mă întreb, probabil Lumina, mă întreb cum se înțeleg ei doi, dacă aici în studio nu reușesc să se înțeleagă, cum fac la... Fără prea mari probleme, sincer, dar nu. Gata. Cuba. Da, gata, dragi telespectatori, asistăm la un spectacol oferit de doi câini samoyed. Altfel gata, tare frumos și tare o relație de iubire și de ură. Da. Spune psihologul Paul Chetreanu. Spune psihologul Paul Chetreanu. Da, da, da. Așa e, în relație nu e ușor niciodată, nu? Și cu bune și cu rele. Da. Gata, Charlie, șezi. Aștepți. Cam cât costă o astfel de sanie? Să spunem că cineva ar dori... Nu, hai să mergem așa la un atelaj și îl luăm pe bucăți. Dacă vrei să-ți construiești un atelaj, să zicem, pentru iarnă,
cam cât ar fi, care ar fi costurile pe care trebuie să le suporte un astfel de iubitor de câini, iubitor de natură, și iubitor de mișcare. Și câinele și cu totul, Sania. Cu totul, așa le luăm pe bucățele. Undeva la 2000 de euro, cred că. Minim. Cam așa, minim. Deci e o pasiune destul de costisitoare. E mai simplu, mai ieftin să-ți iei schiuri și să te dai singur. Aia, da, da. Da, oricum nu cred că ai aceeași relație, adică totul se creează o relație, cumva ai singurul sport cu al câinii în care ești un echipaj, să zic așa, adică sunt și cursele de câini sau concursurile de frumusețe, însă aici chiar formezi o echipă, adică ajungi și tu la trasul Săniei, nu stai efectiv numai pe Sanie și lași pe câini să tragă. Adică muncești și tu în special când ai un atelaj mic. Hai să detaliem puțin. Există o curiozitate, nu numai a mea, în direcția asta. Da, cum faceți să conduceți o sanie? Din voce. Din voce, da. Hăiți și ceaca pe vremuri? Ceva de genul. De. În primăvară m-a contactat o prietenă de-a mea care se ocupă de cursuri de călărie. Și îmi zicea, ok, la trăsura trasă de cai ai hățuri. Aici cu ce îi duci stânga-dreapta? Din voce. Și cum îi oprești? Din voce. Care sunt comenzile? Cum sună o comandă? Depinde cum îi obișnuiești. Nu cred că sunt niște comenzi universal valabile. Depinde cum îi obișnuiești. Mai ales că sunt și mulți din zona Covasnei, să zic așa, care vorbesc cu ei maghiară și atunci îți comenzi în limba maghiară. Deci depinde cum ți ție mai la îndemână să... Iarăși o lipsă de constrângere care merge mână-mână cu alergarea, cu aerul liber, cu muntele, cu zăpada, cu sporturile de iarnă. Iarăși poate că ar trebui să-i liniștim pe telespectatorii noștri grijulii cu câinii. Cât aleargă? Cât este distanța unei curse? Nu obosesc foarte tare, nu? Nu, gata, în jur de, gata. Adică depinde de gradul de înclinare a traseului. Există curse pe traseu montan, tehnic, pe urcat așa, sau pe traseu, da? Tehnic. Hai să detaliem puțin câte feluri de curse sunt. Sau în care sunt în România de deocamdată suntem la nivelul de amatorism. Traseele le facem unde avem posibilitatea. Și atunci, în funcție de cum avem posibilitate, adaptăm și distanțele. Dacă e un traseu mai greu, în care trebuie să urci, să cobori, atunci îl facem mai scurt. Dacă e un traseu mai plat, cum e, de exemplu, la Lacul Roșu, de unde e poza din imagine, atunci poate crește distanța. Poate crește distanța, până la 11 km pentru atelajele mari, poate și mai mult. Atelaj mare înseamnă mai mult scrit, bănuiesc. Peste 6, cam așa. 6, 8 și peste 8 deja e clasa deschisă, să zicem așa, unde nu mai contează exact ce rasă pui, cât pui, pentru că nu va crește viteza, va crește doar anduranța. Care este numărul maxim care se obișnuiește, vă rog, să nu depășească o anumită limită? Poate că nu există o regulă, dar... În concurs am avut 10-12 în România, la demonstrație am avut 22, la ultima ediție care am ținut-o la Beliș. Psihologul ne spune că putem să stăpânim 22 de câini, să alerge toți în aceeași direcție. Dacă s-o obișnuiți. Așa se pare, dacă s-o obișnuiți și... Deci urmează instinctul până la urmă. Da, da. Și se creează o relație foarte faină între mașter, așa îi zice, celui care stă pe sanie și câini. Puțin tehnică despre sanie. Sania are și ea niște manete, niște sisteme cu care puteți conduce, puteți frâna. Sunt două frâne, una, să zicem așa, de încetinire și una de oprire. Și avem și o ancoră care, să zicem așa, scoate din funcție sania în momentul în care vrem să descurcăm un câine sau să îl desprindem din atelaj, să-l punem în sac. Fiecare sanie ar trebui să aibă sac. Deci două frâne, ancoră, sac. Cam astea ar fi elementele. La atelajele mari sunt și este obligatoriu să fie două ancore, pentru că e mai mare forța și riști să plece atelajul fără mașăr și atunci... Chiar nu mai are cine să conducă. Nu mai are cine să conducă.
Da. Plus că se mai încurcă și... Ați pățit vreodată așa ceva? Ați văzut pe alții pățind așa ceva? Eu personal n-am pățit, dar chiar un concurent la concursul din Beliș, cred că da, Răzvan Țurcaș. Dacă nu mă înșel, nu și-a pus bine ancora. Și a mers să dezlege ceva hamuri la câini și atunci Sania a plecat și eu nu mă l-am văzut alergând după Sania, sigur. Bădesc că până la urmă a prins. Da, da, da. Se opresc că ții da, da. La un moment dat. Există o viață specială pe care trebuie să o aibă acești căței? Sunt lucruri pe care trebuie să le facă stăpânul cu ei? Sunt, am înțeles, destul de scumpi, dar... Până la urmă sunt căței ca orice căței. Da, depinde acum și... Că vorbesc de ce antrenați pentru... La ce nivel vrei să faci acest antrenamente lucru? Cu ei. Sunt ce antrenamente, în același timp eu mai și alerg cu ei, adică e leg ca și cum ar fi legat de sanie și intru și eu în antrenament ca să mă obișnuiesc cu efortul și cu toate lucrurile astea. Da, depinde și ce vrei, adică nu e problemă să nu faci niciun antrenament și să mergi la un concurs cu ei, numai rezultatele diferă deja. Există deja categorii de concurenți, de competitori, sunt avansați, începători, concurează pe diferite grade de îndemânare? Nu, aici nu. Adică sunt categorii unde intră. Mai facem la Canicross, la concursul de toamnă, să zic așa, unde punem și copiii, să zic, cei care vor să merge cu... Adică acolo facem trei categorii. Adică de copii, de adolescenți, să zic, și de oameni mai în vârstă, așa era. Da. Da. Interesant să fie... Cred că copiii sunt extraordinar de entuziasmați da. Să fie în preajma cățeilor și mai ales să îi poarte căței. Cred că ar fi visul oricărui da, copilaș. Pe la ambele ediții, cumva, după concurs, am făcut numai pentru copii, cumva îi puneam în sanie, în sacul din sanie și îi dădeam o tură mică cu sania și cu cățelul și să se bucure și ei de... Și reacția? Da, toți erau foarte entuziasmați, da. Iar la sfârșit spuneau că mai vor. Da, nu era o coadă foarte mare. Da. Dacă, iarăși mă pun în pielea telespectatorilor, cât e de complicat, sau dacă, să spunem că cineva își dorește să se alăture grupului vostru, cât ar fi de complicat și cât timp i-ar lua să învețe în etape, să zicem prima etapă până la un nivel la care să poată să controleze liniștit sania, sau căruciorul să meargă, al doilea să devină oarecum competitiv și al treilea să câștige suficientă experiență să se bată la vârf acolo în competiție. Depinde mult și de persoană, depinde mult și de disponibilitatea la efort, de disponibilitatea la a avea timp pentru așa ceva și mai ales de relația dintre el și căței lui. Trebuie să petreacă, bănuiesc, îl întreb aici pe medicul veterinar, mult timp alături de căței. Da, eu am făcut de 2 ani de zile o echipă, să zic așa, mixtă, în care împrumut căței de la prieteni și cunoștințe și am făcut un atelaj anul ăsta, am crescut la numărul de 5 husky și vrem să creștem și mai mult. Husky, am înțeles, un Formula 1. Da, un fel de Formula 1. Charlie. Gata. Șezi. Puteți să traduceți ce au spus? De Charlie. Cred că-s numai agitați aici, de obicei. Da. Gata. Ca o... Da, ca ultimă concluzie, îi invitați pe telespectatori, dacă își pot permite și dacă doresc să participe activ, bănuiesc, la aceste concursuri, dacă nu măcar ca spectatori. Când vor mai fi concursuri? Ce faceți? Cum mai organizați?
ce o să se întâmple în viitor. Încep cumva, la Cluj va fi, la Beliș de fapt va fi în 4-5 februarie, dar sunt multe concursuri care acum, săptămâna asta mergem la Pasul Tihuța, săptămâna viitoare mergem la Tușna, ulterior la Beliș, mai este la Colibaș, adică sunt foarte multe concursuri. Dar nu sunt neapărat în zona asta. Cumva noi am fost primii care am adus în zona Clujului, să zic, și a Transilvaniei, mai mult, să zic așa. Cum ar putea cei care doresc să privească, cum ar putea să afle aceste informații? De unde? Aveți pe Facebook, o pagină? Pe Asociația House of Happy Living și pe Facebook tot pe Asociația House of Happy Living, plus că mediatizăm un pic și prin dumneavoastră, prin TVR, prin Radio Cluj am mai mediatizat, adică încercăm prin afișe, încercăm cumva să mediatizăm pe cât putem și cât ne permit și resursele financiare, că asta e un alt aspect, dar... Da, un alt aspect pe care vom fi nevoiți să-l dezbatem într-o altă emisiune. Nu pentru că ar fi mult prea sensibil, pentru că mă gândesc că în timp, sunteți abia la început și în timp publicul va veni. Mie mi se par deosebit de interesante aceste concursuri. Deja avem totuși niște parteneri care se alătură de noi de ceva ani, deci sperăm să mai facem. În măsura în care publicul mulți va veni, vor veni și cei care doresc să investească la nivel de imagine. În astfel de concursuri, mai ales că ele se adresează unui public heterogen, foarte larg, de la copii până la oameni în vârstă. Este mișcare în aer liber și este un sport. Este un sport? Da. Este recunoscut ca sport? Există în România și... deocamdată. În România nu. Există și o federație undeva? În Alaska. Da. Sunt două federații internaționale, în funcție de cât de mult acceptă câinii cu pedigree și fără pedigree. Și fiecare organizează campionat mondial, campionat european. E o dualitate, să zicem așa. Deocamdată în România întâmpinăm un pic de greutate să recunoaștem sportul, după aceea ar trebui să ne organizăm în cluburi sportive, urmând apoi să facem o federație. Mulți dintre concurenții noștri sunt cam reticenți la cuvântul federație. Da, nu le plac formele de organizare? E totuși o federație sportivă, este o formă de organizare sportivă. Sunt anxioși, să zicem așa, din cauza că o să piardă, să zicem așa, controlul sportului și o să fie mai mult politic. Da, cred că temerile sunt, părerea mea, neîntemeiate în acest moment, iar aș vrea să-mi spuneți dacă voi credeți că afilierea, crearea unei organizații, fie ea la nivel de federație sau un sistem organizat, și afilierea la o federație internațională n-ar fi benefic. Ar fi benefică, eu cred. Ar fi benefic, asta vă pot spune din mulți ani de sport de performanță care i-am practicat, să zic așa, și ar atrage o altă atenție, ar fi mai ușor cu zona de sponsorizări, să zic, și ar prinde cu siguranță o altă amploare dacă am fi cumva sub o instituție care contează cât de cât, să zic, în România. Așa cumva totul la nivel de amatorism. Rămâne să, cred că tot pe umerii voștri și ai celorlalți participanți, să dezvoltați acest... Rămân tot timpul pe umerii. Încercați să și vă doresc din tot sufletul să câștigați cât mai mulți aderenți la această mișcare pe care ați inițiat-o. Deja avem în Cluj, sau mai era vreo cinci atelaje? Da, suntem deja 5 atelaje. Deci în 3 ani deja avem încă 5 atelaje în Cluj. Un lucru bun. Zic, da. Mai ales că... poate să prindă amploare. Exact. Da. Asta vreau să spun. S-ar putea să fie o spirală până la urmă. Cei 5 vor aduce și ei fiecare câte unul, câte doi. Asta și sperăm cumva să se întâmple în timp. Da, încă e foarte la început totul, să zic așa. Ați încercat să... sau poate că nu e bună ideea. Ați încercat să discutați cu asociațiile... Medicul veterinar trebuie să știe. Cu asociațiile, nu neapărat cinologice, cu grupurile de iubitori de căței, cu cei care... se ocupă de mai atent de câini?
Avem contacte și la Asociația Chinologică, încercăm să îi aducem și pe ei lângă noi sau să mergem noi lângă ei, să facem un fel de colaborare și cu canise, chiar dacă nu sunt de profil, să zic așa, nu sunt de rase nordice. Chiar acum, la ultima ediție, am avut invitați canisa Dede House și câinii de salvare Transilvania, care au făcut demonstrații, au și concurat unii dintre ei la sporturile de roți și au fost tare încântați. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru că ați fost aici. Le mulțumim și lui Charlie și lui Cuba pentru... Care au fost cam răi azi. Ei au fost căței, au fost așa corect, cum sunt ei, așa. Au fost naturali. Le mulțumim pentru că sunt aici, vă mulțumim vouă pentru mulțumim că i-ați adus. Vă invitația. Doresc mult succes și așteptăm să ne dorim din tot sufletul să participăm la concursul și măcar ca spectator la început. Iubitori ai câinilor, iubitori ai muntelui, iubitori ai sportului, ai plimbărilor în aer liber, urmăriți aceste performanțe pe care le fac căței live acolo unde ele se întâmplă. Să ne revedem sănătoși!